Bună, Bianca! Bună, Beatrice! Am o primă întrebare pentru tine în pastila noastră de astăzi. Ce are românul în cămară? Nu știu, are multe lucruri. Tu la ce te-ai gândit? Sigur are un kilogram de ulei și un kilogram de zahăr. Și cartofi. Sigur are și cartofi în cămară. Dar hai să nu bârfim toate alimentele astea, să începem cu uleiul. Pe de zahăr am tot vorbit, cartofii am desăvârșit și pe aia în altă emisiune. Să vorbim despre ulei. De ce crezi tu că românul are ulei în cămară și nu-i lipsește niciodată? Păi, nu știu, amintirile noastre din copilărie sunt cu veșnicii cartofi prăjiți, adică toată lumea prăjește ceva, că e cartof, că e carne, nu știu, prăjeala, uleiul, tuciul ăla cu ulei încins, nu știu, este, cred că, una dintre primele mele amintiri. O spui așa, cu un ton destul de dezaprobator, dar toți mâncăm chiftele și șnițel când ni se pun în față, parcă nu refuzăm așa, că prăjeala are un gust mult mai bun decât are, să spunem, o carne făcută la abur. Așa este, ai dreptate. Da, încercăm să ne ținem tari pe poziție, dar da, câteodată nu refuzăm. Asta e, suntem oameni. Suntem oameni, da, până la urmă, tu care ești cu mesajele anti-lucruri plăcute, ce ai de spus despre această prăjeală care este cam prezentă zi de zi în alimentația unora? Păi sunt atâtea studii care spun că orice aliment prăjit, în primul rând că își, nu știu, își crește foarte mult cantitatea de calorii. De exemplu, un cartof copt are 270 de calorii, pe când dacă îl prăjești, același cartof devine așa o bombă calorică de 800 de calorii. Prin urmare, da, este o mare problemă că în loc să mănânci mai puține, mănânci mult mai multe calorii. Da, gustul poate este mai bun. Apoi este toată discuția asta cu grăsimile hidrogenate, nehidrogenate, parțial hidrogenate, grăsimile trans care nu fac bine la bolile cardiovasculare, că orice e grăsime și orice e prăjeală, aoleo și aoleo. Deci, da, nu poți să spui, adică nu ai cum să găsești un beneficiu în niciun aliment prăjit. Asta e părerea mea. Dar totuși crusta e așa, aurie și hai să spunem că nu prăjești chiar în ulei, dar adaugi așa un pic de ulei la cuptor să dea acea culoare frumoasă și apetisantă mâncărurilor. Parcă n-am renunțat la ea cu totul ca să mâncăm ceva care arată mâncare de spital așa, cu carne fiartă, fără nici un pic de sex appeal. Da, când mi-e poftă și mi-e poftă și mi-e poftă, pentru că da, am crescut cu gustul ăsta și mi-este dor de gustul ăsta, pun la cuptor, să știi, fără ulei, pur și simplu într-un vas de iena, pun, nu știu, că sunt crochete de pește sau eu știu ceva, un șnițel, nu pun ulei, pur și simplu le las în la cuptor și atunci măcar nu mai am și încărcătura uleiului prăjit. Dar tot nu este ceva, adică, mă rog, e un pic mai puțin mai sănătos, nu știu, spunea un medic, e ca și cum nu te-ai aruncat de la etajul 50, te arunci de la etajul 20, adică nu e mare diferență, dar așa, pentru psihicul tău, că nu-ți faci, că nu-ți dai rău în cap cu asemenea bombă și calorică și antisănătate. Și oricum, hai să spunem că am renunțat la prăjel, că nu sunt sănătoase, dar ce facem cu uleiul adăugat în salate? Acum există variantele de ulei de măsline extra virgin, ulei de floarea soarelui presat la rece, există varianta de ulei de sâmbure de strugure, ulei de susan, ulei de dovleac, tot felul de uleiuri sănătoase pe care totuși e ok să le punem în salate și să constituie sursa de grăsimi sănătoase de care avem nevoie în dieta de fiecare zi. Păi da, exact cum ai spus, avem nevoie de grăsimile sănătoase, uleiurile presate la rece sunt foarte bune pentru organism, nu știu, uleiul de avocado și cele pe care le-ai enumerat tu, uleiurile de in, de cânepă și așa mai departe, da, au acizii aceia esențiali care ne ajută foarte mult și la piele și au și alte multe beneficii pentru sănătatea noastră, dar important este să nu le adăugăm în mâncărurile gătite. Mai ții minte că mamele noastre puneau ulei în ciorbă sau nu știu în ce sosuri? Nu, normal dacă faci o salată, așa câteva picături de ulei de măsline sau uleiurile pe care le-ai spus și tu, da, sunt sănătoase. Deci asta este varianta cea mai bună de a folosi uleiul și de a folosi această grăsime sănătoasă. Eu am găsit totuși o modalitate de a adăuga ulei în mâncare. Fac o supă din legume și la final, după ce o de pe foc, pun un pic de ulei de măsline sau pun ulei de măsline în bolul cu supă în momentul în care o consum o porție. Deci cumva cred că putem să le facem loc în alimentație fără să ne simțim vinovați sau fără să fie sursa principală de extra calorii, pentru că știm că totuși o lingură de ulei are destul de multe calorii, iar două, trei linguri pe care nici măcar nu le simțim ar putea să adauge un număr mare de calorii în dieta noastră fără să simțim, nici măcar la gust.
e clar și știm, am zis deja și știm, am mai și vorbit, am și scriem în articolele noastre zilnic, uleiurile sunt sănătoase, repet, cele presate la rece. Știi că sunt oameni care, de exemplu, e o dietă pentru ficat să bei o linguriță de ulei de măsline dimineața pe stomacul gol. Există diete în jurul acestor grăsimi sănătoase, dieta Dukan și alte tipuri de diete. Deci e clar că avem nevoie, organismul nostru are nevoie, deci în niciun caz nu ne putem simți vinovați dacă introducem într-o manieră corectă un ulei sănătos. Da, trebuie să ne simțim vinovați dacă ne poftă de crusta prăjită în uleiul refolosit, care a devenit ulei trans și care ne face inima să, nu știu, să săraca să dea cu capul de pereți dacă ar exista așa ceva. Știi, și povestea cu uleiul de palmier, care rezista la temperaturi înalte, dar se pare că distrugerea palmierilor implica o distrugere a întregului ecosistem și de aici poveștile și emoționale, care probabil că au o bază de adevăr, chiar dacă multe sunt exagerate. Da, cu siguranță că sunt și exagerate și cu siguranță că există și o bază de adevăr, dar întotdeauna orice tip de ulei ar fi, oricât de sănătos ar fi sau oricât de pregătit ar fi să fie refolosit, refolosirea asta îndelungată îi distruge nutrienții, calitățile și în niciun caz nu ne aduce beneficii. Și să nu uităm să le spunem oamenilor să nu mai cumpere ulei în sticle transparente, să-și iau ulei în sticle închise la culoare, pentru că suplimentar un ulei, nu mai zic ținut în recipiente de plastic, dar și chiar și cel în sticle transparente nu este de cea mai bună calitate, pentru că în timp expunerea la lumină îl degradează. Da, deci uleiuri presate la rece, în sticle închise la culoare, o picătură, două, trei pe o salată sănătoasă, e ok.